Cei 9 marinari ucrainieni au ajuns în dana de pasageri a portului Constanța în această dimineață la bordul GSP Falcon. Aici au fost așteptați de 9 ambulanțe cu echipe medicale de reprezentanți ai Direcției de Sănătate Publică ai Gărzii de Coastă și ai Căpitaniei Constanța. Tot în dana 0 au venit și angajații de la medicină legală, care au preluat cadavrul unuia dintre marinarii decedați și recuperat de salvatorii români. Alți 2 membri ai cargoului sunt în continuare dați dispăruți. Inspectoratul pentru situații de urgență Dobrogea a alocat resursele necesare pentru a asigura triajul celor 9 membri a echipajului care au supraviețuit și au fost transportați în portul Constanța. Ne-am deplasat cu 2 echipaje medicale, respectiv un B2 și un C1, și 2 autospeciale de transport victime multiple. De asemenea, au fost mobilizate o autospecială de transport persoane, un microbus, și autospeciala CBRN pentru operațiunile de decontaminare. De asemenea, au fost alocate și resurse de la Serviciul Județean de Ambulanță, respectiv 2 echipaje medicale, împreună desfășurând acțiunile de triaj. Supraviețuitorii au trecut printr-un control medical de rutină și au fost testați cu teste antigen, rezultatele fiind din fericire negative. Mai departe, pentru ei vor urma controle medicale amănunțite. Sunt stabil hemodinamici, au fost testați pe antigen rapid și sunt negativ toți. Ei au stat 5-6 ore în apă, se resimt, trebuie investigați la UPU Constanța radiologic și paraclinic. La 75 de mile marine în larg, fregata Regina Maria și o navă a Gărzii de Coastă continuă operațiunile de căutare a celorlalți 2 marinari dispăruți în valuri, iar la țărm autoritățile încearcă să refacă filmul incidentului pentru a afla cum a fost posibil ca nava să se rupă în două și mai apoi să se scufunde. Ieri în jurul orei 4:40 s-a primit apelul de distres în fonie de la nava Volgobalt 179. A fost recepționat de către GSP Falcon și retransmis către Centrul Maritim de Coordonare. Ulterior s-au luat legătura cu toate forțele care au participat la această acțiune, iar GSP Falcon a fost prima care a ajuns la fața locului, aflându-se la 18 mile marine de locul sinistrului. Când au ajuns acolo, nava era deja scufundată, dar s-a găsit pluta și supraviețuitorii. Au fost recuperate 11 persoane, între care, din păcate, o persoană a fost decedată. Alte 2 persoane au rămas în apă, una nemaiputând fi recuperate. A fost o operațiune dificilă din 2 puncte de vedere. Una, gradul mării foarte ridicat și al doilea, distanța față de țărm. Este o distanță considerabilă, 76 de mile. Tot ce avem acum sunt doar presupuneri. Vor rămâne în țară pentru a li se lua declarații. Probabil că nava s-a rupt în urma vremii, dar nefavorabilă. La ambasada Ucrainei la București a fost deschisă o linie de urgență pentru rudele marinarilor, iar ambasada face și demersuri pentru repatrierea lor, nu înainte ca aceștia să fie însă audiați de organele de cercetare care au preluat cazul. În ceea ce privește soarta marinarilor care se află aici, se vor afla, sper eu, nu mai mult de 2 zile. Noi avem o echipă de la Consulatul Ucrainei de la București care deja lucrează în cooperare cu Poliția de Frontieră, cu organele de drept ale României, pentru a realiza toate formalitățile pentru ca să întoarcem cetățenii ucraineni acasă la familiile sale. Persoana care a decedat, care se află deja la spitalul din Constanța, se vor face toate formalitățile care sunt necesare pentru transportarea lui în Ucraina. Cred că tot în același timp ca și toți restul care... Zona în care s-a scufundat cargoul încărcat cu cărbune va fi monitorizată de autoritățile navale și de reprezentanții Agenției de Mediu care vor să evite o eventuală poluare. La locul incidentului va ajunge și o echipă de scafandri care va analiza epava și le va furniza anchetatorilor indicii importante pentru anchetă.